18 și 20 de minute. E foarte, foarte greu când încerci să dai de persoane publice în general, e foarte, foarte greu să dai de ele. Noi ne-am străduit astăzi cât am putut să dăm de Tudor Chirilă, pentru că nu-i așa. Omul e foarte ocupat cu repetiții, cu pregătește spectacolul din 28 mai de la Sala Palatului. Bine venit, Tudor! Bine v-am găsit! Unde ești? Unde ești? Te dăm atât de greu de tine. Suntem chiar în Sala Palatului, unde repetăm din am început să intrăm în linie dreaptă și ne-am apucat de cântece să le stricăm. Ne-am apucat să le ciuntim și acum lucram chiar la un moment să facem loc publicului să cânte, pentru că conceptul nostru e că publicul cântă mai bine decât noi. Uh-huh. Și atunci să-i facem destule momente în care să cânte. Asta înseamnă că o să trebuiască să plătiți și voi bilet de intrare. Da, dar la jumătate de preț. Ok, e bine. Le dăm muzica. Îi acompaniați. Foarte bine, înțeleg că mai sunt bilete pentru spectacolul din 28 mai. Mai sunt bilete, încep să fie din ce în ce mai puține, mai ales vizibile, adică în locurile bune, așa că lumea să se grăbească, cei care vor să aibă, fanii care vor să aibă bilet mai în față, mai vizibil. Chiar m-a sunat cineva, domne, vreau, zic, domne, noi nu cu intervenții, nu se mai poate cu intervenții, nu se mai poate, te rog, du-te, vezi cu ce s-a, păi, domne, s-a dat, domne, sectorul, a, domne, nu știu, domne, lasă-mă în pace, nu. Am înțeles, pe scenă nu mai vindeți bilete, alea le-ați cumpărat deja voi. Tudor, în seara asta, pregătiți un alt moment pentru ceea ce va fi pe 28 mai la Sala Palatului. Voi ați vrut să oferiți șansa unor tinere talente, ca să spun așa, unor oameni la început de drum să cânte în deschiderea spectacolului vostru și ăsta e un lucru mare, pentru că rar se mai întâmplă așa ceva în ziua de astăzi. Însă pentru că erau foarte multe cereri, le-ați triat și o parte din cei care vor să cânte în deschiderea voastră, vin în această seară în garajul Europa FM să prezinte produsul și mai departe. Sau cum, păi, se întâmplă? Mai departe așa e, garajul Europa FM, care s-a cumva constituit într-un fel de catedrală a muzicii live, te-ai inflat? Evident, te-ai inflat. Îți dai seama, de asta nici n-am putut să mai reacționez. Exact, să nu depășești limitele studioului, că se sparg geamurile. Într-adevăr, acum felicitări pentru ce ați făcut aici. Așa a venit și ideea noastră de a aduce aceste trupe într-un cadru live, obișnuit cu live-ul, și să cânte, să fim așa un fel de juriu, poate juriu chiar mult spus, să prezinte o piesă live, pentru ca să alegem pe cei care vor rămâne în seara de la Sala Palatului în deschiderea noastră. Sunt 4 trupe, sper să nu le greșesc numele: Non Toxic, Blue Nipple Boy, Soundcheck și Bard. Mi se pare ciudat, eu azi am avut o problemă că toate trupele, foarte multe trupe cu nume englezești, se răsuciște Brâncuși cu Mormânt. Da, e adevărat, dar acum... Ce să faci? Ce să faci? Să știi că se poate cu pile totuși la audițiile din seara asta. Mi-au scris două tinere talente și mi-au spus că au și câte o trupă, Coldplay și Nickelback, dacă vor să... Bă, dar ești rău. Deci, ești rău. Nu puteam să-ți mai zic nimic de Dinamo, știi? Și de asta am găsit pe partea asta nu, o chestie. Deci nu mai zic nimic de Dinamo, așa că nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Mă opresc, scot ou și mă gândesc la biciclete. Da, Dinamo. Da. Tudor, foarte important e să spunem că cei care vor să vă urmărească în seara asta pe voi, dar mai ales cele 4 trupe care se vor prezenta în fața voastră în garajul Europa FM, pot urmări întregul eveniment pe pagina noastră europafm.ro, dar și pe pagina de Facebook a trupei Vama. Avem imagini. E important și mă bucur că se va face așa. Sper ca să fim în acord noi, juriu Vama, cu publicul care privește și să alegem trupa care să fie chiar un act important, să fie și pentru ei o chestie mișto, să-i vadă o sală plină pe 28 mai de la ora 19. Și să câștige nu știu dacă cel mai bun, ci actul live este o chestie diferită. Poți să fii bun în studio și live să nu ai atâta farmec, șarm, nu știu. Adică noi căutăm să fie trupa cea mai prezentă live, cea mai reprezentativă live, așa, care să emane energie. Vă așteptăm pe site-ul nostru, așadar, pe europafm.ro și pe pagina de Facebook Vama. Tudor, multă baftă la repetiții și ne auzim diseară. Vrei așa? În română.
Să fie, repetam Epidemie de iubire. Frumoasă piesă, e de pe noul album Vama. Apropo, se lansează noul album Vama, se lansează și la Sala Palatului pe 28 mai într-un concert extraordinar. Vama, mergeți și puneți mâna.